Bună ziua! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media! Sunt onorată să salut prezența la Chișinău a prim-ministrului Republicii Lituania, Ingrida Šimonytė. Această vizită, de rând cu vizitele efectuate pe parcursul anului curent în țara noastră de ministrul de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, și președintele Republicii Moldova, Republicii Lituania, mă scuzați, Gitanas Nauseda, este un semnal puternic de susținere pentru Republica Moldova și agenda de reforme care și-a propus-o noul guvern. Profitând de ocazie, în primul rând vreau să aduc sincere mulțumiri guvernului Lituania pentru lotul de 26.500 de doze de vaccin anti-COVID-19 oferite prin intermediul mecanismului UE de protecție civilă. De asemenea, ne exprimăm recunoștința pentru menținerea Republicii Moldova în lista statelor prioritare de asistență pentru dezvoltare oferită de Lituania și sprijinul continuu de care beneficiază Moldova în implementarea reformelor structurale la nivel național. În perioada anilor 2006-2020, Ministerul de Externe Lituanian, prin intermediul Programului de Dezvoltare și Promovare a Democrației, a finanțat implementarea a peste 140 de proiecte în Republica Moldova, care au contribuit direct la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, cât și la consolidarea bunei guvernări. Pentru anul 2021, Ministerul Afacerilor Externe din Lituania a aprobat deja 5 proiecte bilaterale de asistență pentru dezvoltare în domenii precum buna guvernare, consolidarea democrației și a societății civile. Aceste proiecte vor contribui, printre altele, la consolidarea societății civile din Republica Moldova și rezistența societății la dezinformare și totodată va oferi recomandări privind implementarea Acordului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova în domeniul transporturilor. Astăzi, împreună cu doamna prim-ministru, am asistat la semnarea memorandumului de înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Acest memorandum va contribui la consolidarea capacității instituționale și de guvernare în Republica Moldova și este doar una din șirul de acțiuni de pe agenda bilaterală de cooperare moldo-lituaniană. Guvernul pe care îl conduc a reușit deja să întreprindă mai mulți pași concreți pentru consolidarea relațiilor de cooperare cu partenerii noștri lituanieni. În context, voi sublinia importanța acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind conversiunea și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere, semnat pe 7 octombrie 2021 la Vilnius. Acord care reprezintă un beneficiu palpabil pentru cetățenii ambelor state și un acord foarte important pentru moldovenii din diaspora. Profitând de ocazie, vreau să aduc mulțumiri Lituaniei pentru susținerea constantă acordată Republicii Moldova în avansarea dialogului cu Uniunea Europeană, Lituania fiind unul din partenerii cei mai apropiați din Uniunea Europeană. Tot datorită Lituaniei, prinde rădăcini și se dezvoltă constant conceptul de trio asociat, din care fac parte Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Succesul acestei inițiative este demonstrat și de rezultatul vizitei comune a premierilor celor trei state la Bruxelles pe 30 noiembrie 2021 și a întâlnirii cu președinții instituțiilor europene. În prezent, suntem în proces de negociere a declarației comune a summitului parteneriatului estic din 15 decembrie. Ne dorim includerea în textul acestui document nu doar a oportunităților sectoriale adiționale, ci și a unei componente politice puternice care ar reflecta aspirațiile noastre europene. De asemenea, mizăm pe sprijinul Lituaniei, astfel ca să reușim să implementăm măsuri concrete în beneficiul cetățenilor noștri, cum ar fi reducerea tarifelor de roaming la nivel european și la taxele transferurilor bancare prin aderarea la zona unică de plăți în euro, așa numitul SEPA.
Suntem pe deplin convinși că în comun vom reuși să valorificăm potențialul de cooperare economică moldo-lituaniană și de îndată ce situația pandemică ne va permite, vom organiza o misiune a oamenilor de afaceri lituanieni la Chișinău. Vă mulțumesc foarte mult! Sunt foarte bucuroasă să mă aflu astăzi în Republica Moldova. Moldova este o țară care a fost printre primele care a recunoscut restaurarea independenței noastre. Lituania avea nevoie de acest suport pe atunci. Noi ținem minte și apreciem mult acest lucru astăzi. Scopul principal al vizitei mele de astăzi a fost să reiterez suportul nostru pentru Republica Moldova și guvernul său, care este pe calea reformelor pro-europene cu un mandat foarte puternic din partea oamenilor. Lituania rămâne un susținător puternic al aspirației Republicii Moldova de a deveni membra a familiei europene. Suportul politic pentru țara dumneavoastră din partea noastră rămâne a fi, dar suntem gata să partajăm experiență și să acordăm asistență tehnică. Țara mea a trecut prin tranziție democratică și a mers pe calea integrării europene. Am învățat din mers și am învățat multe. Fiind membru al Uniunii Europene, am reușit să acumulăm experiență cu referire la noile politici și strategii europene, ce ar putea fi util pentru implementarea acordului de asociere și zonii de liber schimb cu Uniunea Europeană. Un lucru este absolut cert. Reformele europene înseamnă muncă continuă, necesită dedicație din partea serviciului public și un sprijin continuu din partea societății. Cu toate că unii pași ar putea să le pară prea costisitori în perspectiva de scurtă durată. Noi am avut o discuție deschisă și foarte sinceră cu doamna prim-ministru Gavriliță, am discutat prioritățile noastre și am ajuns la un acord cu privire la suport pe care îl putem oferi în domeniul energiei, reformei judiciare, justiției, în lupta cu corupție și alte domenii. Am discutat și viitorul parteneriatului estic în contextul summitului parteneriatului estic și de asemenea modalitatea pentru cele trei țări asociate, Moldova, Ucraina și Georgia, să intensifice dialogul său cu Uniunea Europeană. Sunt foarte bucuroasă să spun că intensificarea contactelor noastre bilaterale, politice și la nivel de experți indică faptul că suntem sincer determinați să oferim suport nu doar în cuvinte, dar și în acțiuni foarte tangibile. Memorandumul de înțelegere pe care a menționat doamna prim-ministru va contribui la consolidarea capacităților instituționale și a guvernării în Republica Moldova. Acest memorandum a fost semnat câteva minute în urmă de către reprezentanții ministerelor de afacerilor externe ale noastre. Lituania va aloca ca prim pas 350.000 de euro pentru implementarea acestui memorandum. De asemenea, astăzi cu mine se află aici viceministru pentru energie și pentru afaceri interne, care vor continua o conversație mai detaliată cu colegii lor în cursul acestei vizite. De asemenea, aștept cu interes întâlnirea cu președinta Maia Sandu și domnul Igor Grosu, speakerul Parlamentului. Eu presupun că aceste discuții ne vor oferi o imagine complexă privind cooperarea noastră ulterioară și modalitățile de consolidare a acesteia. Și cu siguranță, doamna prim-ministru, aștept cu interes vizita dumneavoastră la Vilnius cât se poate de curând. Vă mulțumesc!